Bună ziua, dragi youtuberi! Iată ce am mai cumpărat, tot din faimosul Lidl, marca Parkside. Este vorba de o lupă, un stand, mai bine zis, în care avem o lupă și niște cleștișori care ne vor ajuta pentru cositorire, mai ales pentru că am cumpărat un aparat care îl aveți deja în videourile mele, vă rog să le urmăriți. Pentru lipituri, un aparat foarte interesant, nu vreau să vă spun mai multe, o să-l vedeți dumneavoastră. Haideți să vedem ce conține și acest pachet. Ok, o tijă, o cărticică, evident, pentru cine vrea să o citească, instrucțiuni de folosire, garanție. Haideți să vedem, iată, avem o lupă. O lupă marca Parkside, da? Lupa asta are totuși ceva special, nu știu dacă se vede, aici are o lupă mai mică, deci lupa mare și lupa mai mică. Să vedem ce facem cu ele. Bun, vedem ce avem și aici. Oh, o grămadă de chestii. Uite, uite. Așa, să începem să le punem deoparte, că astea nu mai avem nevoie deocamdată. Și aici avem standul. Da? Pe standul acesta trebuie să montăm. Ce vom monta noi? Practic ce vom vedea pe această cutie. Da? Și anume, o să ne uităm aici. Practic îl punem așa către noi să se vadă. Și avem așa lupa care trebuie, din ce se vede aici, prins aici așa, cu ce trebuie prins, cu ceva, un șurubel, nu-i bun, hai să vedem, asta de aici ar trebui băgat aici așa, și acum evident când strângi el nu mai pleacă nicăieri, da? Asta va veni finalul înșurubat aici. Imediat, numai că mai trebuie să punem ceva. Ia să vedem, ăsta de aici vreau să spunem că îl punem. Să vedem noi ce avem aici, cleștișorii, da? Cleștișorii trebuie băgați tot pe aici așa, dar să nu uităm de piesa aceasta, care neapărat trebuie băgat înainte de a băga cleștișorul. Ia să vedem. Așa. Bun. Perfect. Și acum vom înfileta această treabă care nu vrea să se înfileteze. De ce nu vrea să se înfileteze? Iată, uite. Vrea să ne facă probleme. De ce vrei tu să ne faci probleme? Nu e nicio problemă, o luăm invers cu ea. Putem să facem și invers. Pentru că eu am greșit. De aceea nu vrea să se înfileteze. Trebuie înfiletat în gaura aceasta mică. Aici va veni băgat această țărmă care noi nu o să o folosim. Este ca să-ți poți pune pistolul de lipit aici. Bun, deci cum spuneam, este vorba de acești cleștișori. Punem aici, da? Și aici, după cum se vede, dacă nu ne place, putem să mai jonglăm un pic cu distanța la care avem nevoie să ne uităm. Ok, să încercăm să punem și asta, bun. Ok, și aici mai este un șurubel mic, care ne va ține fix aceasta, acest suport pentru pistolul de lipit. Foarte greu intră, dar intră. Bun. Odată ce l-ați strâns, nu se mai mișcă. A, să-i punem și bucățica asta. Bun, cam aceasta este jucăria de la Parkside. Ia să vedem. De exemplu, eu știu, hai să vedem să găsim ceva. Da, uite, am găsit ceva. O să prindem aici în cleștișor. Da? Și am uitat să vă mai spun,
are o lumină pentru, nu știu dacă se vede aici lumina, da? Cred că se vede, pentru a putea vedea mai clar ce avem de făcut. Ce mi se pare un pic ciudat, ar fi putut să vină lupa asta un pic mai în față, să-i fac un joc, o culisare, pentru că aici într-adevăr avem un cleștișor, dar doi cleștișori, mă rog, dar într-adevăr e pentru componente electronice, fire altceva. Nu știu dacă se vede. Da? Se vede ceva prin lupa aia, habar n-am, dar ideea este că dumneavoastră de aici puteți să reglați în sus, în jos, până aveți imaginea foarte clară. O chestie foarte utilă pentru electronică, pentru ce urmează să facem. O să, cum v-am spus, o să facem și un video cu aparatul de lipit 2-in-1, în care vom folosi și această lupă. Mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem în video următor.